Accidentul a avut loc în municipiul Pitești. Autobuzele mergeau către uzina Dacia și transportau peste 80 de muncitori. Șoferul unuia dintre autobuze spune că nu a mai avut frâne, iar mașina a intrat în plin în cealaltă. Pasagerii au căzut unii peste alții. Cele două autobuze mergeau către uzina Dacia, acolo unde muncitorii ar fi trebuit să intre la lucru la ora 7. Pe o pantă din Pitești, unul dintre autobuze a rămas fără frâne și a intrat puternic în spatele celuilalt. Ieri abia a plecat în parcare. Deci n-a abia... Adică a luat Ieri, când am plecat din parcare de la uzină, abia a putut să plece mașina asta. Autoritățile din Argeș au declanșat planul roșu. La ora 6:10 s-a activat planul roșu, au intervenit autospeciale de la Zmur și de la Saj în număr de 9 și de asemenea am avut 3 echipaje cu apă și spumă și o autospecială de transport victime multiple. 17 persoane, între care și unul dintre șoferi grav rănit, au ajuns la urgența spitalului din Pitești. Din fericire, dintre acestea doar una este în stare gravă, șoferul unei dintre mașinile implicate în accident. Ne concentrăm acum pe echilibrarea lui. Celelalte victime au fost deja consultate, evaluate, s-a acordat primul ajutor. E vorba de mici traumatisme, plăci, contuzii, entorse. Alte 9 persoane au ajuns la Spitalul Militar din Pitești. Un autoturism parcat în zonă a fost avariat după ce a fost prins între unul dintre autobuze și zidul unei case. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Primele cercetări indică faptul că este vorba despre o nepăstrare a distanței în timpul mersului. Traficul în zonă a fost deviat. În urmă cu 2 luni, la Vulturești, tot în Argeș, a avut loc un accident similar cu victime multiple, în care au fost implicate tot 2 autobuze de la Dacia.